Excelentă doamnă ambasador, stimate domnule Pocăneviç, stimate domnule Simon, stimate domnule director Gladon, onorată asistență, stimați jurnaliști, bine ați venit la evenimentul de astăzi, evenimentul care este extrem de important pentru întreg sistemul sănătății Republicii Moldova. Astăzi, instituțiile medico-sanitare din țară vor fi donate cu ajutorul, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății și a Germaniei, cu încă 300 de concentratoare de oxigen. Dar nu numai de concentratoare, ca și cu consumabile pentru 6 luni de zile. Într-adevăr, la momentul de față este un ajutor de importanță extrem de majoră. Datorită faptului că în perioada în care noi suntem, noi înregistrăm mai multe cazuri grave de infecție COVID-19, în care practic fiecare pacient are nevoie de un suport de oxigen în continuu. Aceste dispozitive medicale, de fapt, este o șansă la viață. Fiecare concentrator este o viață salvată. Ne exprimăm sinceră recunoștință Germaniei, Organizației Mondiale a Sănătății, dar și tuturor partenerilor, care totdeauna sunt alături în această perioadă complicată pentru sistemul sănătății Republicii Moldova. Pentru tot suport care a fost acordat, care acum suntem în eveniment de donație și sperăm că colaborarea noastră în viitor va rămâne fructuoasă. Împreună, numai împreună, numai cu solidaritate, noi putem învinge, noi putem opri pandemie, noi putem să fim mai puternici față de virus. Vă mulțumim mult! Dacă îmi permiteți, un cuvânt de salutare să oferă doamnei excelenței, doamnei ambasador, doamna Angela Ganinger. Vă rog mult! Mulțumesc! Stimată domnule secretar de stat Igor Kurov, stimată domnule Simon Springett, stimată domnule Igor Pocăneviç, stimată onorată asistență, dragi prieteni, Germania continuă să ofere sprijin sistemului de sănătate din Republica Moldova. Ne îngrijorează foarte mult situația actuală din domeniul medical, ne pasă de personalul medical și pacienții care suferă de COVID-19. Zilnic, ambasada Germaniei recepționează scrisori în care suntem rugați să ajutăm persoane și instituții medicale în această perioadă de criză pandemică. Că de la începutul pandemiei, Germania a acordat multe ajutoare umanitare, costume de protecție, ventilatoare, pulmonare și alte echipamente medicale moderne și utile pentru prevenirea și tratarea infecției. Statul german a avut o contribuție generoasă și la platforma COVAX, prin intermediul căreia Republica Moldova beneficiază de vaccin gratuit. Recent, platforma COVAX a venit cu o ofertă avantajoasă pentru procurarea de către Guvernul Republicii Moldova a vaccinului împotriva COVID-19. Astăzi, din nou, sunt în fața dumneavoastră și mă bucur să transmit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova un nou lot valoros de echipamente medicale care va contribui la tratamentul persoanelor bolnave de COVID-19. Acest lot cuprinde 300 de concentratoare de oxigen, împreună cu numeroase consumabile foarte necesare pentru acest echipament. Totul valorează aproximativ 252.000 de dolari. Ele au fost achiziționate din fondurile Guvernului Federal al Germaniei. Acest ajutor este o parte din ajutorul oferit de Echipa Europa. Pe această cale vreau să mulțumesc mult colegilor de la Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Sănătății pentru angajament, bună colaborare și muncă excelentă
care o fac aici în Republica Moldova. Sunt convinsă că împreună vom reuși să depășim această criză și să revenim la normalitate. Statul german va continua cu mult devotament și să sprijină cetățenii din Republica Moldova pentru a avea condiții de viață mai bună și bunăstare. Vă doresc multă sănătate la toți și vă mulțumesc! Mulțumim mult, stimată doamnă ambasador. Cuvântul se oferă domnului Simon Springett, coordonator Organizației Națiunilor Unite. Thank you very much, Ambassador. Thank you to the Ministry of Health, Labor and Social Protection. I think at the outset I just want to recognize the tremendous work that's been done by the Ministry of Health, Labor and Social Protection and the National Agency for Public Health. Bună ziua, stimate ambasadori, stimați reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Cred că de la bun început aș vrea să recunosc în primul rând munca enormă care a fost depusă și este depusă în continuare de către Ministerul Sănătății și Agenția de Sănătate Publică din Moldova. I'd also like to recognize the support of the Federal Republic of Germany, not only through the United Nations system, but also the considerable amount of support that Germany has given bilaterally directly to the government. Și la fel aș vrea să recunosc prin acest eveniment sprijinul enorm oferit de către Republica Federală Germană, atât pe platforme comune, precum și la nivel bilateral. Without these strong partnerships, it would have been more difficult for the Ministry of Health, Labor and Social Protection to provide the necessary equipment to the hospitals. Fără această asistență foarte puternică din partea partenerilor, în cazul dat în al Germaniei, ar fi fost mult mai dificil pentru reprezentanții Ministerului Sănătății să ofere sprijinul necesar instituțiilor medicale din Republica Moldova. I think now we're seeing a positive trend in the number of cases, but I want to be very, very strong in my caution that the pandemic is not over. We still need to be exceptionally careful. Dar cred că acum observăm o tendință pozitivă în ceea ce privește numărul de cazuri în Republica Moldova, dar totodată vreau să transmit mesajul acesta puternic că trebuie să continuăm să fim foarte atenți și precauți. So apart from the public health measures that we've all been following for the last one year, vaccination is another way to protect ourselves. În afară de toate măsurile de sănătate publică care sunt implementate deja de peste un an, vaccinarea reprezintă încă un aspect extrem de important. And I think as we've been saying over and over, any vaccination is a good vaccination. Și cred că după cum o spunem permanent, orice vaccinare este una bună. And in this regard, I would also like to congratulate the government of Germany and the ambassador, as Germany is by far one of the largest donors to the COVAX facility, which is supplying vaccines to the Republic of Moldova. Și cred că cu această ocazie la fel vreau să felicit Germania și doamna ambasadoare ca reprezentantă a Germaniei aici pentru faptul că Germania este una din cele mai mari țări care contribuie la platforma COVAX implementată acum la moment. Thank you very much. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumim, domnul Simon. Cuvântul se oferă domnului Igor Pocăneviș, reprezentant în Republica Moldova al Organizației Mondiale a Sănătății. Mulțumesc, Excellency, State Secretary, Ambassador Simon, colleagues. Mulțumesc, Excelențe, doamnă ambasadoare, domnul Simon, colegi. Since the beginning of pandemic, affordable and sustainable access to oxygen has been a growing challenge, especially in the low and middle income countries. De la începutul pandemiei, de fapt, accesul la resurse de oxigen a fost o provocare foarte mare, în special în țările cu venituri mici sau medii. COVID-19 put a huge pressure on health systems, with hospitals in many countries running out of oxygen, resulting in preventable deaths and families and hospitalized patients paying a premium to scarce oxygen supplies. Și de fapt, de la începutul pandemiei, mai multe spitale s-au confruntat cu situații în care epuizau toate resursele de oxigen și din cauza aceasta nu puteau fi prevenite un șir de decese, astfel ducând la o rată mai mare a persoanelor spitalizate și care duceau lipsă cu adevărat de această resursă importantă pentru viață. For many, many decades, oxygen is an essential medicine, and despite the fact that being vital for effective treatment of hospitalized COVID-19 patients, still access to oxygen source is limited in many, many countries
due to cost, infrastructure and logistical barriers. Și de fapt, de mai multe decenii, de fapt, aceste oxigenul reprezintă un aspect foarte important și esențial pentru pacienții care sunt spitalizați, inclusiv cei cu COVID-19, și totuși încă în zilele actuale se mai confruntă mai multe spitale din mai multe țări cu acest acces limitat la resurse de oxigen din mai multe motive, inclusiv din cauza costurilor sau infrastructurii. And health facilities that cannot access this oxygen will require resulting in a necessary loss of lives. Și acele instituții medicale care nu vor putea asigura acest acces la resurse de oxigen ar putea adesea înregistra un număr mai mare de decese care rezultă din lipsa oxigenului. And in order to avoid such situation, global community put specific efforts to ensure that people all over the world where COVID pandemic is growing have access to oxygen sources. And today's donation, the equipment that you see today, is definitely specifically for this. Și în zilele actuale, de fapt, comunitatea globală depune eforturi foarte mari pentru a asigura accesul la oxigen pentru în această pandemie care este încă în creștere. Și astăzi, donația pe care o înregistrăm astăzi este făcută sau are loc anume în acest context și pentru aceste scopuri. Germany is a collaborator in this specific activities that call ACT Accelerator, which scale up the development, production and equitable access to COVID-19 health technologies. Și de fapt Germania este o țară care se colaborează foarte activ în aceste activități în vederea de fapt extinderii a tuturor acestor tehnologii și promovării accesului la resursele care sunt în limită sau deficitare. And Germany plays a critical role in emergency preparedness and response and is one of the top donors specifically to the ACT Accelerator to ensure that countries have access to different type of technologies. Și de fapt Germania joacă un rol foarte critic în acest proces de pregătire pentru situații de urgență și participă foarte activ la acest accelerator al ajutorului pentru a asigura accesul la toate cele necesare pentru țările din lume. The equipment that you see today may seem to be kind of simple, but this equipment is a life-saving equipment and will definitely contribute to more life saves in the Republic of Moldova. Echipamentul pe care îl vedem astăzi s-ar putea să fie unul foarte simplu, să vă pară că arată foarte simplu, dar de fapt este un echipament care salvează vieți și sperăm că cu ajutorul acestui echipament vom contribui la salvarea mai multor vieți aici în Republica Moldova. Really thanks again to the government of Republic of Moldova, to the government of Germany, the government of Republic of Moldova, to my colleagues in UN which put all efforts to ensure that this life-saving equipment is accessible here in Moldova. Și vreau să mulțumesc încă o dată colegilor noștri din Guvernul Germaniei, al Guvernului Republicii Moldova și colegii de la Națiunile Unite pentru depunerea tuturor eforturilor necesare pentru a face accesibil acest echipament în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim mult, domnul Pocăneviç. Cuvântul se oferă domnului Sergiu Gladon, director Institutului Mamei și Copilului. Mult stimată doamnă ambasador, mult stimat domnul secretar de stat, mult stimați reprezentanți Organizației Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Sănătății, sunt bucuros să particip la acest eveniment, acest act de donație, care este un exemplu de solidaritate cu pacienți care au fost diagnosticați cu COVID-19, care au nevoie de oxigen pentru menținerea funcțiilor vitale. Sunt sigur că acest ajutor vor salva viețile pacienților care sunt spitalizați în instituțiile medicale din Republica Moldova, inclusiv și la Institutul Mamei și Copilului, unde sunt reprofilate 3 secții pentru copii, pentru gravide, pentru lăuze, unde sunt spitalizați pacienți de la forme ușoare până la forme grave și extrem de grave. Acest ajutor vor majora accesul pacienților la tratament cu oxigen. Din partea colectivului Institutul Mamei și Copilului, din partea pacienților Institutul Mamei și Copilului, vreau să exprim sincere mulțumiri poporului Germaniei și Organizației Mondiale Sănătății pentru acest ajutor și implicare. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumim, domnul Gladon. Totodată, onorată asistență, ținți să menționez că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale deja a semnat dispoziție prin care vor fi distribuite toate utilajele din donație în fiecare localitate, în fiecare instituție medico-sanitară publică spitalicească, inclusiv și cu teritoriile din stânga Nistrului. Stimați prieteni, dacă îmi permiteți să spun așa, că numai prieteni adevărați sunt alături atunci când este o situație complicată. Încă o dată, îmi permiteți să vă mulțumesc sincer, din tot suflet, din numele pacienților Republicii Moldova, care cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul Guvernului Germaniei, Organizației Mondiale a Sănătății, Organizațiilor Națiunilor Unite, vor avea posibilitatea, vor avea o șansă suplimentară la salvare, la un tratament calitativ, la un suport de oxigen atunci când este într-adevăr nevoie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Stimați jurnalist, cu această notă pozitivă, evenimentul nostru a luat sfârșit. Vă mulțumesc!